Pe lângă bunicuțele, la ediția de anul acesta, cărui scop a fost de a arăta frumusețea patrimoniului folcloristic, respectiv a porturilor populare, au participat Asociația Femeilor la Gură de Ogășal din Mesici, Asociația Mâini Harnice Bănățene din Petrova-Săla, Asociația Femeilor din Covăcița, Asociația Vidovdan din Țrepaia și Bulca din Debeleacea, oaspeții din România Maria Aeftincăi și Marinela Raț din localitatea Vladimirescu, județul Arad, și Emilian Madoșa din Timișoara. Din an în an, cred că tot mai bine organizăm, ne-am obișnuit, ne-am călcat cu aștia și iată, a 14-a ediție s-a terminat și cu cartofii a noua. Dacă suntem vii și sănătoși, la anul să facem anul jubiliar și la una și la alta. Este important că și noi românii putem găzdui o astfel de manifestare care este nu doar românească, ci este și una interetnică, multiculturală și că o putem valorifica în mod corespunzător ceea mai frumos ce noi avem. Că a fost o chestie foarte, foarte, un eveniment foarte natural și pornit din suflet, nu cu artificii moderne, cu lucruri pe care le copiem de la alții, ci așa, după, așa cum au moștenit din strămoși. Pentru buna dispoziție a tuturor participanților, în cadrul evenimentului a fost prilejuit un program muzical și un recital de poezie în patru limbi.